securitatea Republicii Moldova ține de capacitatea de rezistență a Ucrainei. Cât ține cu o analogie între ceea ce s-a întâmplat cu termoelectrica, și recent avem niște cazuri care au strânit foarte multe critici, în special acea scrisoare din partea Ministerului Mediu legată de exporturile de metale pentru compania pentru uzina metalurgică de la Râbnița, care a fost un act absolut în exclusivitate de favoritizare a unei singure companii care finanțează separatismul din regiunea transnistreană, care a acționat în detrimentul intereselor constituționale a Republicii Moldova. Ne amintim iarăși un caz recent care a strânit foarte multe reacții critice, inclusiv de la partenerii noștri din România, legate de un contract pentru reparația rețelelor electrice semnate de domnul Spânu cu companii din India. Deci, asemenea cazuri se repetă și se repetă și din foarte multe ori noi cumva post factum în ajunul anumitor consecințe negative deja începem a le comenta. Multe din aceste cazuri aduc prejudicii, din punctul meu de vedere, nu doar politice pentru Republica Moldova, nu doar prejudicii de imagine pentru Republica Moldova, dar și prejudicii financiare, pentru că în mare parte, noi când vorbim de asemenea companii care duc anumite lucrări în bază de contract cu Republica Moldova, ele prejudicează. Noi vorbim aici și despre calitate, în anumite cazuri noi vorbim și despre faptul că anumiți bani merg în folosul unor forțe care lucrează în detrimentul inclusiv a securității Republicii Moldova, cazul cu uzina metalurgică de la Râbnița, și evident sunt niște cazuri care, iarăși, noi vorbeam despre anterior despre războiul militar din Ucraina. Acestea sunt niște cazuri care pot fi vorbite într-un context a războiului hibrid, pentru că inclusiv spălările de bani care s-au făcut prin intermediul sistemului financiar bancar din Republica Moldova în trecut, noi nu cunoaștem unde s-au dus. Ele puteau să se meargă aceste sume foarte mari de bani pentru finanțarea unor partide politice din întreaga Europa, pentru finanțarea fabricilor de troli care au contribuit la acest război mediatic, războiul trolilor, pentru că în secolul 21 războaiele se petrec nu doar pe câmpul de luptă, ele se petrec războaie financiare, războaie mediatice și toate aceste cumul de probleme pe care l-am enunțat anterior, trebuie să, în special autoritățile, trebuie să țină cont și, din punctul meu de vedere, este mai mult decât o chestie morală sau etică, așa cum a spus domnul Ionită, dar și o chestie care trebuie să ne îngrijoreze. 100% semnez tot ce a spus domnul Plângău, din simplu motiv. Problema cea mai mare Republicii Moldova acum nu este, cred, pe dimensiunea militară, dar este pe dimensiunea securității economice.